Fraților, până acum ați ascultat ceea ce noi numim pictura geopolitică sonoră realizată de Marian Voicu la un pian Fender Rhodes, cu tobe tapping hi-hats pentru un efect hipnotic, cu chitară electrică curgătoare și chitară acustică în refren pentru eliberarea tensiunii muzicale, totul afundat în mierea ritmurilor sincopate a celor mai proaspete știri relevante, curățate de fals și cântate ritmat pentru plăcerea urechilor voastre. După toate astea, a venit rândul nostru să batem darabana în damigeana știrilor și să acompaniem totul cu vocele noastre de fumător afon pentru a vă da șlagărul îndoielnic al știrilor nesemnificative. Așa am ajuns noi să vorbim despre cel mai important personaj nesemnificativ de pe plaiurile noastre și anume glorioasa senatoare Diana Șoșoacă, văzută aici arătându-ne în ce extremă se află viziunea sa politică. Diana Ș a fost super harnică și a acordat un interviu amplu publicației sârbe de orientare pro-rusă PECAT. Păcat de pecat, spunem noi. Diana Șoșoacă vede invazia declanșată de Rusia în Ucraina ca rezultatul unei politici duse de marile puteri care caută să cucerească noi teritorii. Senatorul român vorbește despre un imperiu mondial globalist care dorește să divizeze state și să traseze granițe, instigând permanent la conflict. Întrebată cine poartă vina declanșării războiului care are loc zilele acestea în Europa de Est, Șoșoacă a răspuns fără ezitare. Vestul au înconjurat Rusia cu baze militare situate pe teritoriul altor state est-europene. Pentru cei mai plăpânzi care n-au priceput mesajul, nu Rusia a invadat Ucraina, vestul a invadat Rusia. În timp ce forțe necunoscute pulverizează Ucraina și omoară cu nemiluita, forțe mult mai puternice atacă Rusia prin cuvinte dure și prin soldați care stau degeaba în baze militare din alte țări. Cam asta ne spune silfida doamnă Șoșoacă. Nu e singura dezvăluire cutremurătoare pe care o face. SUA vrea să-și distrugă concurenții. Americanii nu au nevoie de UE. Pentru că avem doar lideri slabi și incompetenți la nivelul Uniunii Europene, ei nu realizează că au comis o sinucidere, nu doar politică, ci și economică. UE se dezintegrează, așa cum se va întâmpla și cu NATO. Trăim într-o lume întoarsă pe dos, în care doctrina oficială obligatorie spune că pacea e rea, iar războiul e bun. Eu nu mă supun acestor directive și prefer să risc spunând adevărul. Ascultați cu atenție! Că bine le zice eminența cenușie numită Diana, copiind fiecare idee din propaganda rusească și rostogolind aceste adevăruri pe internet. Dar stați, că mai e! Aceeași doamnă Șoșoacă a propus să invadăm și noi Ucraina și să anexăm teritoriile la care am renunțat de bunăvoie de niște decenii încoace. Văzând toate astea, nemernici de ucrainieni, lupii ăștia în blană de oaie și-au permis să răspundă că nu e tocmai ok. Ministerul de Externe al Ucrainei inițiază impunerea de sancțiuni împotriva Dianei Șoșoacă, considerând că reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. A anunțat pe pagina sa de Facebook purtătorul de cuvânt al MAE de la Kiev, Oleg Nikolenko. Dându-și seama că instiga aiurea la ură și la război, senatoarea Diana Șoșoacă s-a căit, s-a spovedit, a ținut post și s-a întors în Senat cu o nouă viziune politică, mai puțin otrăvită și mai în ton cu realitatea. Cum e, ce dracu? Chiar credeați așa ceva? Uite ce a răspuns de fapt. Cum își permite Ucraina să amenințe un senator al statului român pentru o propunere legislativă? De când decide Ucraina ce se întâmplă în Parlamentul României? Este România un stat ocupat de Ucraina și noi nu am aflat? Pe scurt, ea zice că fix acum e momentul să ciopărțim și noi Ucraina. Ucraina zice că gest urât nu se face și Șoșoacă cade ca izbită de declarația asta și zice că e amenințată de comentariile Ucrainei. Din fericire, ceva mai târziu, doamna Șoșoacă a văzut că a exagerat și a promis că nu-și mai vinde sufletul Rusiei pentru un pumn de cartofiori prăjiți și că va încerca să reprezinte și interesele României, ale UE și ale NATO. Din nou, glumesc, evident. Uite ce a zis mai departe. Această amenințare a Ucrainei la adresa mea arată intenția acestui stat de a elimina și fizic pe cei care se opun politicilor naziste ale Kievului. Prin declarația mai ucraineană este clar că am devenit ținta numărul 1 a criminalilor ucraineni. Dar comportamentul falcist al juntei de la Kiev nu mă sperie și mă voi lupta până la capăt pentru redobândirea pământului românesc pe care Ucraina nu doar că-l ocupă samavolnic, dar și supun populația românească purificării etnice, lucru pe care îl voi aduce în atenția instituțiilor internaționale. A mai zis Șoșoacă. Deci nu e vorba de o critică a unui reprezentant al Ucrainei în urma dorințelor exprimate public de ciopărțire a țării lor de către doamna Șoșoacă. E vorba de o amenințare aiurea cu moartea. Vor să o elimine fizic pe Șoșoacă. Cum își permit ăștia să comenteze? Dar mai important, poate fi eliminată fizic Șoșoacă?
despre fizicul amenințat al Dianei Șoșoacă ne spune tot Diana Șoșoacă. În pandemie, Diana Șoșoacă s-a îngrășat destul de mult, povestind că nu a mai avut acces la bazinul de not unde obișnuia să facă sport. Deși și-a propus să revină la silueta de dinainte de pandemie, senatoarea a povestit că un coleg avocat i-a recomandat să nu țină dietă. Motivul e unul cât se poate de serios. Nu mă mai interesează, asta sunt. Închipuiți-vă cum eram eu înainte, o tipă slabă, în fața unor jandarmi spunându-le, pleacă de aici! Mihai Racea, un prieten de-al meu, avocat, i-am spus că mă apuc de slăbit și el mi-a spus cum arată Șoșoacă slabă în fața jandarmilor. Nu slăbi acum. Și am înțeles ideea. Dai impresia de forță. Dilema rămâne. Cum e mai bine? Să te îngrași cât mai tare, să dai impresia de forță în fața jandarmilor sau să slăbești cât mai repede, să fii o țintă mai greu de atins de criminalii ucraineni care caută să o elimine fizic? Eu unul propun o soluție de compromis. Cred că cel mai bine ar fi să mănânce și mai mult, dar să meargă mereu un pas alert și în zigzag pentru a deruta lunetiștii, care cu siguranță o au în vizor. În timp ce toate acestea aveau loc, un think tank nesimțit, plătit desigur de nemenicul de Soros, și-a permis să comenteze. Think tank-ul Robert Lansing Institute susține într-o analiză publicată pe 23 martie că Diana Șoșoacă are legături cu serviciile secrete militare rusești și că cea mai recentă operațiune a GRU în România este proiectul de lege depus de senatoarea română privind anexarea unei părți din teritoriul Ucrainei. Dar voi chiar credeți că Diana Șoșoacă are timp de colabora cu rușii? Când? Credeți că propunerile astea de invadare a Ucrainei se scriu singure? Credeți că e simplu să te tot îndop cu patiserie și te îngrași zi de zi, lună de lună, pentru a fi mai amenințătoare în fața jandarmilor? Când să mai ai timp să colaborezi cu rușii? Și ce dacă a fost chemată la ambasada Rusiei? Și ce dacă s-a dus? Și ce dacă e anti-europeană? Și ce dacă vrea să invadăm Ucraina? Singura problemă pe care o văd e că, la finalul tuturor lucrurilor ăstora, va fi greu să găsim un bolvan suficient de mare ca să-i facem doamnei Șoșoacă statuie, așa cum ar merita. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uitați! Fiți vigilenți! Dușmanul e pretutindeni!